Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre raportul liniilor importante corespunzătoare laturilor omoloage în două triunghiuri asemenea și raportul ariilor a două triunghiuri asemenea. Dacă două triunghiuri sunt asemenea cu raportul de asemănare egal cu K, atunci raportul medianelor corespunzătoare este egal cu K, raportul înălțimilor corespunzătoare este egal cu K și raportul bisectoarelor corespunzătoare este egal cu K. Raportul ariilor a două triunghiuri asemenea este egal cu pătratul raportului de asemănare. În figura prezentată avem triunghiul ABC asemenea cu triunghiul A1-B1-C1, având raportul de asemănare egal cu K. Rezultă, area triunghiului ABC supra area triunghiului A1-B1-C1 egal cu K la puterea a doua. În continuare, vom utiliza proprietățile prezentate anterior în câteva probleme practice. Albinuța Zoom încarcă cu miere fagurii reprezentați prin triunghiul ALB și respectiv BIN. Dacă AL egal cu 9 cm, LB egal 12 cm, BN egal 6 cm, BI egal 8 cm, unghiul ALB congruent cu unghiul IBN și fagurele ALB are area de 27 cm pătrați, determinați area suprafeței BIN. Știm că unghiul ALB congruent cu unghiul IBN și observăm că rapoartele AL supra BN și LB supra BI sunt egale. Din criteriul latură-unglatură rezultă că triunghiul ALB asemenea cu triunghiul NBI. Acest lucru înseamnă că raportul ariilor celor două triunghiuri este egal cu pătratul raportului de asemănare, adică 9 supra 4. Obținem aria triunghiului NBI egal 12 cm pătrați. În următoarea aplicație, alfa decupează o bucată dintr-un material de forma triunghiului ABC, având aria suprafeței egală cu 360 cm pătrați. El trasează medianele AM și BN, unde M aparține lui BC și N aparține lui AC. Amic, demonstrați că triunghiul MNG asemenea cu triunghiul ABG, unde G este centrul de greutate al triunghiului ABC. Bmic, calculați area triunghiului ABG. Cmic, dacă P este mijlocul laturii AB, calculați area triunghiului MNP. În triunghiul ABC, M fiind mijlocul laturii BC și N mijlocul laturii AC, rezultă MN egal linie mijlocie. Deci, MN paralel cu AB și considerând MA secantă, rezultă unghiul AMN congruent cu unghiul BAM, fiind unghiuri alterne interne. Unghiul AGB congruent cu unghiul MGN, unghiuri opuse la vârf, rezultă, conform criteriului unghi-unghi, că triunghiul MNG asemenea cu triunghiul ABG. Triunghiul MNG fiind asemenea cu triunghiul ABG, rezultă laturile sunt respectiv proporționale, cu raportul de asemănare egal cu 1 supra 2. Acest lucru înseamnă că raportul ariilor celor două triunghiuri este 1 supra 2 totul la puterea a doua, adică 1 supra 4. Notăm aria triunghiului MNG egal cu X, deci aria triunghiului ABG devine 4X. Știind că o mediană împarte un triunghi în două triunghiuri echivalente, cum AM, respectiv BN, sunt mediane în triunghiul ABC, rezultă aria triunghiului ABM egal cu aria triunghiului ACM egal cu 180 cm pătrați și aria triunghiului ABN egal cu aria triunghiului CBN egal cu 180 cm pătrați. Aplicând aceeași proprietate și în triunghiul AMC, unde MN este mediană, rezultă aria triunghiului AMN egal cu aria triunghiului AMC supra 2 egal 90 cm pătrați. Vom scrie aria triunghiului ABN, respectiv aria triunghiului AMN, ca suma ariilor triunghiurilor din care sunt formate. Obținem astfel 4x plus aria triunghiului AGN egal cu 180 și x plus aria triunghiului AGN egal cu 90. Scăzând cele două relații, obținem 3x egal cu 90, x va fi egal cu 30,
Deci area triunghiului ABG egală cu 4ORX va fi egală cu 120 cm pătrați. Cum MN, NP și MP sunt linii mijlocii, rezultatele măsoară jumătate din laturile triunghiului ABC, ceea ce înseamnă că triunghiul MNP este asemenea cu triunghiul ABC, conform criteriului latură-latură-latură. Rezultă că raportul ariilor celor două triunghiuri este 1 supra 2 totul la puterea a doua. Știm că area triunghiului ABC este 360 cm pătrați, ceea ce înseamnă că area triunghiului MNP este egală cu 90 cm pătrați. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarea problemă.